Nu știu de voi, dar zilele astea o prietenă și-a luat pisică. Toate bune și frumoase, ghiciți ce nume i-a pus, bă, băiatule. Torpilă. Cum să pui, bă, numele de Torpilă la mâță? Bine că nu i-a pus Bombeu sau Șut Tare. Dai ca Ghiolbanu a.k.a. Kitty. Anyway, pentru că se apropie sărbătorile sau deja suntem în perioada asta în care toți sau majoritatea dintre noi mâncăm mai mult decât trebuie, am zis să ne mai uităm la un episod din cei 7 ani de masă. De când sunt eu mic, nu cred că a existat an în care să nu fie știre la televizor cum că mai mulți români au ajuns la spital după ce au mâncat prea mult în ziua de Crăciun. Și cu toții cred că știm cel puțin o persoană care, bă, de sărbători zici că intră dracu în el, mănâncă de nu se mai oprește. Și dacă nu știm, ei bine, o să cunoaștem acum. O să o cunoaștem pe Haira mai exact, Haira care are peste 80 de kilograme din spusele oamenilor la 9 ani. Sunt destul de sigur că un copil de 9 ani nu ar trebui să aibă mai mult de, nu știu, 32 de kilograme, 35 de kilograme și fetița asta are 80 de kilograme, peste 80 de kilograme, bă băiatule. Ia uite Alina aici. Peștera lui Aladin. E deschisă deja. Dar îmi place că sunt foarte ordonat așezate. N-au intrat încă în, da, în rezerve. Bă, nu știu cum se face, dar efectiv toți oamenii din emisiunea asta au stocul de chipsuri și de suc făcut pentru cel puțin o săptămână. Și înțeleg că nu te duci în fiecare zi la cumpărături și cumperi alimente pentru câteva zile, o săptămână poate. Dar când vine vorba de ronțel, bă, ia și tu mai puține, că astea or să se termine cel mai repede. Chiar dacă zici tu că bă, le cumpăr totuși să fie acolo, nu mă ating de ele sau mănânc mai puțin din ele, dar le cumpăr să mai fie aici în casă. Cine știe cum într-o seară, că de obicei seara vin poftele astea, nu mai poți să te abții și intri în toate căcaturile alea. Așa dacă nu le ai în casă, bă, te rezum la ce ai, mănânci ce ai, pentru că o să-ți fie lene cel mai probabil să te duci la magazin să-ți cumperi căcaturi și o să mănânci, repet, ce ai în casă. În Pantelimon, discuția cu Haira ajunge la o temă care fetei nu-i face multă plăcere, școala. Da, de obicei poate mai lipsesc. De obicei mai lipsești? Da. Și ce faci când stai acasă? Dacă stau acasă, mă uit la desene sau colorez. Aha, și mai frumos decât să te duci la școală? Da. Serios? Da. Și? Da, de acum merg la școală pentru că am început să avem oră de engleză și sport. Și îmi place activitățile alea. E frumoase activitățile alea, într-adevăr. Se vede că asta mai mult pe acasă. Deși la cât de mare e, o parte ar putea să rămână la școală și o parte acasă. Dacă fetița asta ar fi un Pokémon, ar fi Snorlax. Dacă îți schimb parola de la Windows în Haira, o să-ți zică Windows-ul că e prea mare. Și râdem, glumim, dar singura de vină din toată treaba asta este maică-sa. Maică-sa care, dacă ne uităm așa puțin pe ea, cu toată dragostea, dar nici ea nu e cea mai slim fit din lume. Dacă aș trăi cu femeia asta în casă, nu aș mai simți nevoia să merg la munte, că deja l-am în casă. Deci aici sunt ouțele. Da? Crembuște, a, și cașcaval? Cașcaval, da. Unt? Pentru piure, mănâncă piure. Pui, carne tocată. Deci aici, practic, avem de sandwich, de gătit. Da. Nimic ieșit din comun neapărat, un frigider normal să zic așa. Kilogramele în plus cred eu că vin de la ronțăieli în exces, dulciuri în exces, sucuri și lipsă de activitate. Stau în telefon cred că de dimineață până seara. Da, se joacă, se uită pe YouTube, da. La cât se culcă Haira? Păi și la 1 noapte. Și mai târziu de atât? Și mai târziu, da. Mai târziu pe la 2? 3? Da. Dar cum să mai ducă ea la școală două ore? Școala cât începe? 8. La 8. Eu nu înțeleg ce pozește maică-sa, mă. Pare că maică-sa nu prea joacă așa rolul de mamă. Pare că maică-sa e un personaj din ăsta random de background care nu face nimic. De mâncat cât vrea și ce vrea o lasă, de culcat o lasă să se culce la ce oră are chef, de dus la școală mai puțin. De când s-a angajat așa? De la 5 ani așa a început să... Deci cam de la vârsta Maie. Câte kilograme ai acum? 80 și ceva, cred. Mai e cineva supraponderal în familie, obez? Da! Maică-sa la dracu, toate mămicile din emisiunea asta cu toată dragostea, dar sunt obeze. Și totuși, nu știu cum se face, dar de fiecare dată specialiștii noștri pare să treacă cu vederea acest aspect și se focusează doar pe copii. Lucru total greșit, pentru că nu este vina lor că au ajuns așa. E vina părinților pentru că nu știu să ia efectiv măsuri din timp sau să se impună când este cazul. Sau să se mai abțină și ei din căcaturi, pentru că și femeia asta sunt convins că rupe ciocolata și sucurile. Omleta de obicei așa o faceți la culoarea asta sau acum n-a ieșit cum trebuie? Nu, așa, că nu-i place foarte arsă, da, îi place mai moale. Mai. Cui nu-i place?
Nici, nici. A, nu le place, nu niciuneia le place. Nu-i place, da. Poftă mare. E un mic dejun. Un mic dejun lejer, dar repet, nu cred că mâncarea în sine este problema, cât ce mănâncă între mese. Tocmai ce am vorbit, mereu lasă mâncarea. Tu ai luat a doua feie de pâine? Da. Da. Bravo. Maia și-a popat-o și ea pe ei. Da. Și-a ronțăit un pic din omlețica ei. Ca dar... să mănâncă cereale. Ca să mănânce cereale. A, Maia, tu aștepți cerealele? Cereale-s viața ei, laptele-i viața ei, totul-i viața ei. Nu mai mănânci? Bă, fetița asta, sincer să fiu cu voi, nu pare că are 9 ani. Pare puțin mai mare de 9 ani. Sau așa vorbesc copiii în ziua de azi. Cu e viața ei, totul e viața ei. Dacă urăsc ceva pe lumea asta, urăsc expresii ca ești viața mea, ce faci mă cocoș, mai era la modă într-un timp și nici măcar nu era ce faci, era ce fa mă cocoș, ce zici barosane, iarăși mi se pare ceva rău de tot, sau cu metre, ce fa mă cu metre, bă cu metre, vezi că... Dacă ai cuvintele astea în vocabular și le folosești în mod neironic, îți mai trebuie un acord. Deon și ești numărul 1, viața mea. Mă, o să mă spăl pe mâini și cu asta basta. Și cerealele, că ți-am pus cereale. Da, păi le mănânc, ce crezi că-s? Aia, le mănâncă și cerealele, stai că nu. Da, deci s-a păut că omleta a avut prea mult cașcaval? Da. Hai, dă cerealele alea frumoase. Da, hai, dă o formulare cam... cam... Corect acum era, da, hai, dă cerealele frumoase, viața mea. Așa. Mai devreme te lăudai că ai numai FB la sport. Și un B. Și un B. Ideea era să vedem cum te miști tu și ce fel de sport, ce faci tu. Poți să-mi arăți, poți să ne arăți ce faci tu la sport? Că ai spus că faceți înviorare, că faceți chestii, că alergați. Mai întâi facem, da, încălzirea de corp, ca după aia să alergăm. Zis și făcut. Haira începe imediat o demonstrație, iar sora ei mai mică se prinde și ea în acest joc. Cu brațele, mobilitatea brațelor. Bun, foarte bine. Începe să-mi placă profesorul vostru de educație fizică. Sincer să fiu cu voi, acum mă miră faptul că fetița asta face sportul. Pare genul de copil care ar fi fost învoit pentru sport. Pare genul de copil care ar fi venit cu adeverință din aia, cum că Sanchi nu poate să facă sportul. Și cu toate astea, ora aia de sport pe săptămână, sau probabil nici aia, este singura ei activitate fizică. Ceea ce e mega trist. 127. Cam mult. Cam mult. Uite, 127. Ca să se edifice, Alin Popescu propune o întrecere între tineri și doctori. Până aici. 168. Ia vină cu Alin. Incredibil, asta arată cât de obosită e inimioara ei. 119. Hai de capul meu. Deci ea a plecat din repaus cu un puls mai mare decât al tău după 4 ture. Da. Nu-ți arată cel mai corect puls din lume telefonul ăla, dar cu siguranță îți faci o idee de cum stă treaba. Iar fetița asta în stadiu în care se află, bă, n-o pui la alergat. Maxim mers. Mi se pare total greșit. În primul rând, în cadrele astea, ea nu alergă, ea se chinuie. Plus de asta, bă, se poate accidenta foarte ușor dacă o pui să alerge. Genunchii săracii plâng. Fetița asta, pentru început, trebuie să meargă și atât. Mers zilnic, câțiva kilometri, câteva ture de parc, n-o pui la alergat. Mers zilnic, umblat puțin pe la dietă și abia când începe să mai slăbească câteva kilograme, încep să o mai forțezi un pic. Până atunci, las-o să meargă și atât, n-o pune să alerge, că nu-i ce trebuie. Haira poartă cu ea un geamantan. Ea are un exces de greutate, eu cred că undeva spre 30 de kilograme. Da. Yep, eu am zis 32-35. Și sportul acesta făcut așa cu aceste kilograme în plus, ei afectează foarte tare și coloana când te miști, când alegi pe toată talpa și calcaneul și tot. Nu te doare nimic? Nu mă doare acum nimica. Dar în general, după ora de sport te doare ceva? Te doare... Da, mă doare spatele, picioarele. Normal. Și limba română pare că o cam doare, pe lângă spate și picioare. Văzând cadrele astea totuși, eu acum observ câta curtea oamenii ăștia, bă băiatule. O casă destul de mișto per total. Din punct de vedere financiar, ai zice că stau destul de bine oamenii și că își permit să trăiască un stil de viață sănătos în caz că... Știu că or să existe debate-uri aici, dar personal cred că te costă mai mult la sfârșit de lună să trăiești un stil de viață mai sănătos decât unul nesănătos. Și în general, oamenii cu o situație financiară nu foarte strălucită sunt mai grași. Și în general,
general, alimentele proaste sunt mai ieftine. E mult mai ușor și ieftin și la îndemână să-ți umfli mațul cu pâine și cu pateu sau cu cremvuști sau cu merdenele decât să te duci acasă să-ți faci un piept de pui cu orez, cu legume poate și ai că ăsta încă e ieftin. Dar nu poți să mănânci numai piept de pui că ți se ia dracu. Mai trebuie să mănânci și un pește, poate un somon pentru omega 3 și nu știu cum să vă zic, dar somonul e mult mai scump decât 10 cremvuști. Poate niște fistic, niște migdale de ronțăit în loc de chipsuri. O pungă de chipsuri cât e? 5-6 lei. O pungă de fistic e 30-40 de lei. Mâncava-și gura voastră. Și sigur, din punct de vedere caloric, sunt relativ pe acolo, dar măcar fisticul și migdalele mai au niște fibre, niște proteine și cu siguranță nu mănânci 100 de grame de fistic pentru că sunt grețoase la dracu. Dacă n-ai să mergi, ai să devii atât de bolnavă atât de curând, încât nu vei mai putea să mergi. Nu vei mai putea să mergi, nu vei mai putea să faci o grămadă de activități, pentru că la greutatea ta, în 4 ani ajungi la 120 de kilograme. Nu știu dacă realizezi că e vorba despre o boală și o boală foarte gravă. Ne-am înțeles, Haira? Da, și eu cred că va începe ploaia, că picură puțin. Așa, mă, ăsta e spiritul, mă, te enervezi puțin, trebuie să iei atitudine, trebuie să intri un pic în fetița asta, să-i spui lucrurile pe față, să-i zici cum... A vorbit la pereți, efectiv. Evident că e greu să realizeze la 9 ani toate lucrurile astea și probabil nici nu a avut probleme de sănătate până acum, că de obicei când observi că ai probleme de sănătate te sperii și abia atunci începi să iei măsuri. Până atunci, lasă așa. Eu m-aș bucura să evite toate problemele astea din timp, dar într-adevăr dacă nu se iau măsuri, or să apară inevitabil și problemele de sănătate. Și cumva ar fi și mai ușor să slăbească per total pentru că are arderile mult mai bune fiind copil. Acum na, dacă se dorește. Dar pare că nu prea se dorește. Tu dai o mână de ajutor la bucătărie vreodată? Da. Da? Ajută așa să mănânce ce se prea. E și asta o mână de ajutor, pentru că altfel alimentul... Am putea să numim o gură de ajutor. Bine, pe glume și oamenii noștri, ce să zic, fac și ei haz de necaz, că na. Stomacelul tău e ca o... cum e o pungă asta? Bine, e mai... E mai elastic, e da. E mai elastic, da? Și intră pe aici, așa, și iese pe aici mâncarea. Sunt două orificii. Piro și cardia, în fine. Și tu dacă mănânci, mănânci mult, 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 mult de tot, el se umflă așa. Se umflă așa, așa. Se umflă, umflă, umflă. Și atunci te satul foarte greu și tu trebuie să-l antrenezi, să-ți facă mic și să-ți ții așa. Înțelegi? În continuare, specialiștii noștri îi explică ei lucrurile astea și ea nici măcar nu pare să fie atentă, se gândește cu totul și cu totul în altă parte. Iar lucrurile astea pe care le explică oamenii ăștia nu se presupune că orice om ar trebui să le știe, orice părinte, orice, sunt niște lucruri atât de basic, jur de level 1. Mi se pare mega trist să-ți vină niște străini în casă, niște specialiști, ca să-ți explice niște lucruri atât de basic, de level 1. Lucruri pe care trebuie să ți le zică maică ta cu taică tu sau, nu știu, la școală să te învețe la școală profesorii. Fata cea mare papă toată ciorba, cea mică nu. La paste însă, nici Haira nu mai poate să termine porția generoasă pusă în farfurie de Georgiana. Și eu am terminat de mâncat. Tot? Nu chiar tot? Hai. Nu. Bun. Să mănânci omletă și cereale la micul dejun, să-i mai dai cu chipsuri cu ciocolată între mese, ca mai apoi să mănânci și ciorbă și paste. Bă, băiatule, nu a fost suficientă ciorba și atât. I-a mai dat și cu paste. Prea multă mâncare și ăsta e prânzul, voi vă dați seama până diseară cât mai mănâncă fetița asta. Nu e de mirare că nu mai are chef de nimic, nu mai e în stare să facă nimic după. Dacă mănâncă non-stop, îți dai seama ce să ți se ia cheful. În general, după ce mănânci, te ia un pic așa cu oboseală, parcă îți vine să te întinzi așa puțin. De asta prefer de fiecare dată dacă am treabă, să-mi termin treaba de făcut și după să mănânc liniștit. Că dacă mănânc și trebuie să-mi continui treaba, de obicei mă ia lenea grav. După prânz, Haira trebuie să se apuce de teme. Un efort mic pentru o umanitate, o corvadă sisifică pentru fată. Și 3 ori 8? Și 3 ori 8 face... 3 ori 8... 28. 3 ori 8. 20. 25. Nu. Absențele școlare pot să ne lase cu carențe foarte mari. Pentru că în timp ce noi stăm acasă, colegii noștri lucrează, exersează, învață lucruri noi
pe care noi nu le mai putem prinde. Și asta înseamnă materie care se adună, lipsă de exercițiu prin neprezentarea la școală și lacune care se adună. În afară de faptul că se creează acest obicei de a nu te duce în toate zilele la școală, care mai târziu se transformă în absenteism școlar și chiul care poate să ducă într-un final la abandon școlar. Sunt perfect de acord. Nu am ce să comentez în cazul ăsta. Singura întrebare iarăși ar fi asta legată de maică sa. De ce nu ia măsuri și nu intervine, nu se impune puțin? Meniul Hairei va trebui să sufere modificări substanțiale. În primul rând, cantitatea de pâine trebuie drastic redusă. Peștele trebuie să-și facă și el loc în obiceiurile alimentare ale fetei. Dacă până acum am fost de acord în mare parte cu ce au zis oamenii, cu planul ăsta alimentar, nu știu ce să zic, mă cam îndoiesc puțin de planul ăsta alimentar. Cine naiba mănâncă salată verde cu sfeclă roșie, semințe și zeamă de lămâie? Singurul lucru pe care l-aș schimba la dieta fetiței ar fi cantitatea de mâncare și aș reduce drastic ronțăile, prăjiturile și așa mai departe, sau le-aș înlocui cu altceva. Per total, dacă ar fi să excludem chipsurile, ciocolata, sucurile și așa mai departe, bă, fetița asta nu am mâncat rău, doar că am mâncat mult. Omleta aia la micul dejun n-am ce să, Doamne ajută. Dar m-aș fi oprit doar la omleta aia și atât, nu i-aș mai fi dat și cereale. La fel și la prânz, am mâncat ciorbă și paste. M-aș fi rezumat doar la ciorbă, nu i-aș mai fi dat și paste. Aș lăsa-o să mănânce ce mănâncă și acum, dar m-aș rezuma la un singur fel de mâncare, nu la două. În privința activităților, ea va trebui să devină mult mai sportivă, începând cu mersul pe jos și ajungând chiar și la not. Aia zic, mers pe jos pentru început, pentru că plâng genunchii aia, ești nebun, n-ai cum s-o pui să alerge. Și notul, într-adevăr, este foarte bun, dar puțin mai încolo după ce mai dă câteva kilograme jos, că dacă sare acum în bazin, golește bazinul, ești nebun. Mami, vreau și să tai o vânătaie, vreau și să gătesc. Stai că-ți uite, îți dau acum. Vrea și ea, mă, să taie o vânătaie și maică să nu o lasă, mă, să taie o vânătaie. Ce mă îngrijorează puțin este faptul că nu a fost prima greșeală de exprimare și totuși maică să nu o corectează. Să-i zică, fata mea, viața mea, asta se numește vânătă, nu vânătaie. Mami! Uite, mami! Mi-e foame! O, aveți răbdare, că uite! Unde uite? Uite, se face! Nu văd că se face! Cum nu vezi? Cine naiba prăjește felii de vânătă în primul rând la sandwich maker? De unde vine femeia asta? După ce planetă? Plus de asta fix vânătă s-au gândit și ăștia să-i dea, mă, și nu salată de vinete. Vânătă prăjită e cea mai nefericită opțiune posibilă. Lângă brânza aia, jur că e cea mai nefericită opțiune posibilă. În Pantelimon, sticla cu suc și-a făcut apariția în ciuda amenințărilor mamei. Ce-am vorbit noi? N-a fost ideea mea, a fost ideea numai aia. Încoa. Ai zis că nu mai bei. Ea s-a dus, ea și-a luat sticla, nu eu. Nu contează. Tu ești mai mare și nu trebuie să bei. N-am băut. Și Maia, tu să nu mai faci așa. Ai înțeles ce vorbesc cu tine? De ce râzi? Ți-am spus, Maia, că te va certa. Ai băut, nu? Bine, dacă vă mai prind că mai beți, astea o să le iau și o să le arunc. Dragilor! Mie o astfel de atitudine, asemenea lucruri uitate prin dulapuri, îmi spun un singur lucru. Nu vă puneți serios pe treabă. Exact ce am zis și eu. Cum e posibil să vrei să începi un regim dacă există în continuare căcaturi prin casă, tentații prin casă? Dar na, bănuiesc că e mai ușor să arunce sucul ăla în stomac la ei decât să-l arunci în chiuvetă. Pepsi-ul ăla, în primul rând, nici nu mai avea ce să caute în casă, sau măcar lua și tu Pepsi Zero, Pepsi Max la dracu, fără zahăr. Nu mai vrei să ai dietă? De... Când am pus să beau p***? Uite, e așa cu mânuța și mușchi din ea, da? Nu, că nu mai vreau să am dietă. Nu bei p***te. Gustă. Da? Uite, ține cu amândouă mânuțe. Uite, ține cu amândouă mânuțe. S-a pocit limba română în episodul ăsta, în ediția asta, mâncava-și gura voastră. Și cum s-o corecteze, mă, maică-sa pe fetița asta, dacă nici ea habar n-are să vorbească? Te strâmbi, ea? Nu mai vreau. Dacă nu mai vreau să am dietă, vreau... Mai nu mai cumpăr ca să nu mai bea. Păi nu mai cumpăr. Burțile lor, umflate, încep cu portofelul părinților. Încep cu coșurile de alimente pe care părinții
le achiziționează în prăvălii. Pe exact ce am zis și eu. Și făcând acum o paranteză legat de Pepsi și de cola și de bă, am un prieten, dacă nu bea Pepsi, îl doare capul toată ziua. Cum sunt unii oameni cu cafeaua, așa e asta cu Pepsi-ul. Dar nu doar că îl doare capul și atât. Băi, se face rău. Ei vine să vomite, îl ia cu amețeală dacă nu bea Pepsi. Și cumva mi se pare amuzant și trist în același timp. Și e singurul om de la care am auzit așa ceva. Cum e posibil, mă, să ai stările astea că nu bei Pepsi? Exact ca drogația aia, jur. Dacă nu-și ia omul doza de Pepsi, face ură toată ziua. Să nu mai zic că există atâția oameni care beau doar cola și Pepsi. De alt suc nici să n-audă. Apa e ceva horror pentru ei. Ceva extraterestru e apa. Nici măcar al suc, dar aminte apă. Aveam o prietenă mai de mult, ea când se ducea la magazin să-și facă cumpărăturile, pleca cu baxurile de cola, nu pleca cu baxurile de apă. A, lenea e mare. Ai văzut? Da. Ai uitat, gata? Așa. Nu trebuie să alergi, Maia, mergi încet cu sorta. A, lenea e mare. În timp ce maica s-a stă cu curul pe bancă și urma să-și aprindă o țigară la cafea. Și înțeleg că există spațiu, că au curtea mare și poate să facă mișcare în curte. Dar las-o dracu de treabă că ar fi putut să o ducă și ea într-un parc să vadă și altceva. Mai socializa și cu alți copii de vârsta ei, mai, na, schimba un pic mediu, nu să stai toată ziua în curtea aia, în casa aia, cu ei razna la dracu. Dar bănuiesc că dacă le scotea într-un parc sau ceva, trebuia să facă și maica sa mișcare și nu mai avea timp să stea cu curul pe bancă la cafea și la țigară. Ce bine arată! Arată bine? Da! Bă, adevărul e că arată bine, nu o să vă mint, și din spusele Hairei este și bun. Și nu este vorba că nu ar încerca să mănânce mai sănătos, este vorba că nu a avut ocazia să mănânce mai sănătos. Bănuiesc că e mai ușor să arunci niște chipsuri și niște ciocolată la copii decât să le faci ceva de mâncare. Ceva cât de cât mai sănătos și mai de Doamne ajută. Na, poate când o să mai crească puțin, o să se informeze în sensul ăsta și o să ia decizii și singură. Pentru că, realist vorbind, trebuie să se bazeze doar pe ea și atât. Maică s-a par un curcau, mai mult vrei să vă mint. Pare genul de om care par un curcau mai mult. Da, cam atât, v-am zis, o să închid și eu aici, sper că nu ne-am enervat foarte tare, deși un pic așa, parcă m-am enervat un pic, nu o să vă mint. Nu uitați că mă găsești și pe contul de Instagram, andrei.cosminena. Nu uitați să dați și un subscribe la canal și să aprindeți notificările dacă sunteți noi și, repet, ne auzim data viitoare.